Fiecare dintre cele două comune va beneficia de 43 de milioane de lei. Banii vor fi cheltuiți pentru sistemele de apă și canalizare. De fapt, 630 de milioane de bani din banii pe care județul le va primi prin intermediul Programului Național de Investiții vor merge la rețelele de apă. Restul, 860 de milioane de lei, în proiecte de infrastructură rutieră. Peste 30 de milioane de lei vor prin Miroslava, Popeș, Prisăcani și Tomeș. Primii comunelor au obținut bonusul câștigător în distribuția de bani în cadrul Programului Național de Investiții Angel Salicni. Comunele au primit în total de peste 3 ori mai mulți bani în comparație cu sumele precedente, în timp ce Consiliul Local Iasei și Consiliul Județean nu beneficiau de fonduri suplimentare. Aproape 85% din 1,5 miliarde de lei vor intra, în următorii ani, direct în conturile comunei. Pe de altă parte, CJ va primi 9% și municipalitatea sub 3%. Conform criteriilor stabilite la nivel central, fiecare unitate administrativă teritorială a avut o plată garantată minimă, în funcție de tipul, CJ, orașe și municipalități. Ceea ce s-a întâmplat în Iasei este valabil în celelalte județe ale țării. Verificările ZDI au relevat faptul că strategia guvernului a fost de a completa fondurile pentru zona rurală, în timp ce în urban sumele minime preobiective au fost distribuite. În județul Iasei au fost împărțiți peste 1,5 miliarde de lei care vor fi cheltuite pe un orizont de 6 ani, iar campania electorală din 2024 va prinde probabil primari comuni cu suficiente site, uri deschise. Două comune au luat la fel de mult ca municipalitatea Iasei. Scânteia și Schituduca sunt singurele comune din județ care au primit 43 de milioane de lei, de aproape 10 ori mai mult decât suma prelocală. În ambele cazuri, este vorba despre fabricarea de apă și sisteme de canalizare. De asemenea, 43 de milioane de lei vor avea în conturi și municipalitatea Iasei, o sumă minimă garantată a guvernului pentru reședințele județene, fără bani suplimentari. Consiliul Municipal al Iasei a avut 22 de proiecte propuse pentru fonduri, dar au fost selectate doar 2, restaurarea pasajului Socola și modernizarea străzii Aurel Vlaicu. Trebuie menționat că autoritatea locală a efectuat prioritizarea proiectelor. Toate celelalte proiecte ale Consiliului Local au urmărit să restaureze străzile mai multor zone ale orașului, unele care lucrează deja. Pe de altă parte, CJ Iași va beneficia, de asemenea, de suma minimă prelocală, respectiv 140 de milioane de lei, cu 5 proiecte destinate modernizării a 60 de kilometri de drum, RES.